cancerul de sân, cea mai frecventă formă de cancer la femei, nu ține cont de vârstă, profesie ori culoarea pielii. În fața acestei maladii, orice femeie se simte vulnerabilă, răvășită, pierdută și are nevoie de ajutor. Am fost diagnosticată în martie anul acesta, în urma unor investigații. Inițial am fost la o ecografie în luna februarie, după care mi s-a transmis că ar fi bine să fac niște investigații suplimentare. Am urmat instrucțiunile și am făcut o mamografie pe care nu o făcusem, din păcate, de mai mult timp, pentru că am un băiețel de 3 ani jumătate și până anul trecut, în primăvară, l-am alăptat. Și nu știu, în mintea mea nu prea se asociau aceste două situații, să zic așa, alăptatul cu verificări de rutină. Și în luna martie, repet, după ce a ieșit rezultatul mamografiei, am făcut și o puncție la un nodul pe care l-am simțit la palpare și puncția respectivă, rezultatul puncției respective a spus că, din păcate, e malign. Deci sunt celule maligne, ceea ce implică prezența unui cancer la sân. E vorba despre sânul drept. Diagnosticul este carcinom mamar ductal invaziv, gradul 2. Un astfel de diagnostic nu vine să te anunțe printr-o scrisoare prin care să-ți spună: pune și tu niște bani deoparte. Cel puțin așa mi-a povestit prima pacientă care a fost operată de cancer mamar cu bani strânși în urma concertului caritabil Armoniile Speranței. Teribila veste că suferă de cancer a fost un șoc și pentru Cornelia Nedin. A fost o zi de neuitat, să spun așa, pentru că, nu știu, nici 5% nu mă gândeam că ar putea fi malign. În sensul că la palpare medicul care mi-a recomandat mamografia mi-a zis că e posibil să, adică probabilitatea e să fie ceva benign. Plus că nu am istoric în familie pe acest subiect. Revenind, a fost un șoc. Cancerele sunt împărțite în mai multe categorii, din punct de vedere clinic odată, dar și histopatologic după examinarea la microscop. Cancerul ductal și cancerul lobular sunt forme diferite, cancerul ductal fiind cel mai frecvent. Este mai puțin agresiv decât cancerul lobular, ceea ce este mai bine, cu un prognostic mult mai bun, și atunci speranța de, nu numai de durată de viață, ci de vindecare este mult mai mare la acest tip de cancer. Deci, practic, diferențierea histopatologică ne ajută pe noi să știm ce terapie să alegem la pacientă, să știm cât în plus față de chirurgie este nevoie să facem chimioterapie, imunoterapie, hormonoterapie, radioterapie, adică tot ce avem în plus ca metode complementare de tratament a cancerului de sân. Am ajuns la Royal Hospital prin intermediul domnului doctor Remus Nica, căruia îi mulțumesc foarte mult. De când m-am văzut inițial cu dumnealui, am simțit acea empatie pe care, în ultimul timp, e mai greu să o găsești în rândul oamenilor în general, nu neapărat al medicilor. Plus, am primit niște direcții foarte clare din partea dumnealui, și am simțit că am încredere absolută în ce va face domnul doctor Nica și în perspectiva pe care mi-o oferă în urma intervenției acesteia, în sensul că mi-a transmis foarte clar că e nevoie de o intervenție radicală, pentru că, evident, viața este prioritară și, repet, având un copil de crescut, nu am vrut să risc nimic în ce privește viața mea, ce ține de partea medicală, evident că ce se va întâmpla în continuare, probabil că va conta și reacția mea la ce va urma, să spun. Recomandarea de a veni și a îmi face intervenția la Royal Hospital a fost foarte bine primită, ținând cont că, da, vreau să mă întorc cât mai repede și în siguranță acasă la copilul meu, dar din punct de vedere financiar era un pic mai dificil de susținut această intervenție, mai ales că toate s-au întâmplat așa rapid, sunt cheltuieli pe care nu le-am preconizat. Era dificil să mă organizez, să spun așa, ca în timp util să pot să beneficiez de această operație și vestea că ar fi posibilă o sponsorizare, efectiv, cred că mi-a prelungit speranța și mi-a ușurat zilele preoperatorii de așteptare a acestei intervenții. Pentru că sunt foarte multe cazuri, este o listă de așteptare foarte mare la toate spitalele care implică intervenții chirurgicale și în cazul meu, așa ca și în alte cazuri cu diagnostic similar, fiecare zi contează. Royal Hospital, primul spital integrat de diagnostic și tratament al sânului, a fost sponsor în cadrul concertului extraordinar Armoniile Speranței, organizat în scop caritabil de Fundația Medicina și Muzica, Fundația Constantin Silvestri și platforma Media 360 Medical, în parteneriat cu Opera Națională București, sub înaltul patronaj al lui Claus Iohannis, președintele României. Ceea ce am promis, că voi opera pro bono la mine în spital, 2 paciente, și astăzi cea de-a doua va face intervenția care i s-a propus, ceea ce e mare lucru. Ceea ce am făcut la acest eveniment nu este singular. De fapt, eu am mai făcut și înainte operații pro bono la paciente care nu își permiteau să vină la noi în spital, fiind un spital privat, dar am simțit că merită acele paciente să fie operate aici în spital și am acceptat, chiar dacă pentru spital a fost o pierdere financiară, pentru mine a fost un câștig sufletesc extraordinar. Aș dori să le transmit medicilor implicați în acest proiect Armoniile Speranței că este absolut minunat ce fac. Și inclusiv asocierea aceasta dintre muzică și a da speranță cuiva că da, poate să trăiască normal sau aproape de normal într-un viitor apropiat, este fantastic. Nu știam că la acest nivel știu că există campanii de tot felul. Din păcate nu am avut tangență pentru că nu am avut situații medicale anterioare sau să am deschiderea spre genul acesta de proiecte, dar le apreciez din toată inima și îmi doresc să am ocazia să-mi deschid ochii în direcția aceasta și cine știe, poate o să pot activ să particip și eu la diverse alte campanii care o să le sprijine pe cei bolnavi. Sperăm să se mai întâmple, îmi doresc să continui, pentru că simt că mi-o doresc și că pot să o fac. Medicina nu înseamnă, chiar dacă este făcută în privat, că e făcută pentru bani. Eu am pornit medicina privată mulți ani în urmă, în ideea de a face mai bine medicina. Și am continuat așa, chiar dacă în timp am evoluat de la un cabinet simplu la o clinică și acum am un spital, în continuare gândesc că am creat acest spital pentru a face ca pacienta să fie cât mai bine tratată și nu pentru banii pe care îi aduce neapărat. Evident că sunt și condiții financiare de îndeplinit, dar atâta vreme cât voi putea să-mi permit să operez pro bono, o voi face în continuare.